Bună seara, bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, da, în ultima vreme am tot făcut, pentru că am un picus mai mult timp. Știți foarte bine că lucrez periodic la câte o expoziție, la câte o carte, la alte, am avut și puișorii de pisică, bolnăviori, un pic s-a mai relaxat programul și atunci încerc să fiu alături de voi pentru că oricum mi-a fost dor să știți că atunci când nu fac mi este dor de voi. Acum aș vrea să vin cu o etalare pe care n-am mai făcut-o de mult timp. Nu prea îmi place sincer să fac astfel de etalări, dar uneori sunt necesare. Despre ce simte el, ea, față de voi și ce simte el ea față de ei, de celelalte persoane cu care sunt. Și nu e obligatoriu să fie căsătoriți, poate să aibă o relație de lungă durată sau, sau poate au încheiat orice relație de lungă durată, dar simțiți voi că încă s-ar mai gândi, s-ar mai întâlni sau ar putea să mai există o influență din partea trecutului în viața lor și vă influențează relația în prezent dacă, din niște motive, considerați că poziția voastră ar putea fi înlocuită cu poziția lor, foarte bine alegerea voastră, oricum ceea ce spune este informativ, deciziile vă aparțin. Nu vreau să vă influențez în niciun fel. Vorbim despre ce simte, da? Aveți de ales între, da, îmi plac petalele uscate, numărul 1, numărul 2, Ups, era să-l scap. E un talisman. Și numărul 3. Shiva. Nu e Buddha, e Shiva. Radiază, vedeți? Eu ce frumos Acum, vedeți voi pe ce considerente vă alegeți. 1, ia să mă vedeți încă o dată. 1. Ups, eu și un fieruleț de păr. Ok. Da, 1 plac obiectele astea mai vechișoare. Două. și 3. Nu puneți pauză, vă alegeți. Iar eu. Purcet. La etalare. Haideți să vedem ce simte pentru voi. simte pentru voi numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Opa! Wow. Interesant. Am simțit nevoia. Am vrut să iau patru cărți, dar am simțit nevoia să o iau și pe a cincea. Nu înseamnă musai, că la fel voi face la toate numerele. La capătul setului de cărți sunt trești. Poate au și tendința să bea, pentru că este, sunt într-o stare de dezechilibru, nevindecați. Este o pasiune teribilă între voi, dorința de comunicare există, chiar dacă probabil că nu se manifestă. Unul dintre voi, probabil că voi, uh, probabil nu obligatoriu, unul dintre voi este independent. Și aici este problema celuilalt care încă refuză, iar e o distanță care nu se poate străbate din niște motive, nu se poate manifesta nici judecata corectă a situației din partea lor, dar nici renașterea lor dintr-o situație eventual karmică. Însă, eu simt că sunteți voi aici independenți. Dacă e altcineva, voi știți, însă eu așa vă văd pe voi independenți, independente și deschiși către comunicare, ca întotdeauna, dacă și ei sunt apți să manifeste această comunicare. Corect. De deci ce îi spune asta, nu știu, sau poate știu. Uh, există o pasiune, am zis, uh, dorința de a începe ceva nou și totuși e un dezechilibru, este o... Iar ar putea să fie pentru unii un viciu, tendința de a bea, nevindecat și din acest motiv nu pot să manifeste acest început. Au de transformat ceva, mai ales dacă voi sunteți ființe corecte și independente, da? Pentru că nouă, pentru mine, nouă de monede este într-o vibrație foarte înaltă, este împăr împărăteasă și a venit și în poziție bună, normală, Ce simte pentru voi moartea, îndrăgostiții, regina de spade, patru de bâte și roata norocului? Simte că le dați viața peste cap. Îi puneți la pământ și îi ridicați, îi resuscitați. Resuscita, doar prin atingerea voastră, doar prin comunicare, doar prin gândul. Gândul, că e o regina de spade cu spada în jos, cu gândul la voi ies uh, din, din morți, din uh, apatie, din uh, depresii, din, inclusiv, inclusiv din uh, tendințele eventual, dacă le au, excesive spre petrecere, spre egoism sau uh, băutură, variază, e un nou decupe. Nesănătos. Evident că ar putea să reprezinte și o tristețe din cauză că, lipsă de speranță, din cauză că situația dintre voi nu se manifestă. Dar e un dezechilibru, clar. Nevindecați. Ei sunt nevindecați. Dar, despre voi, au, au trei, voi aveți trei arcane majore. Și asta înseamnă că au niște simțuri foarte sau sentimente foarte intense față de voi. Eventual cu regina de spade în acest moment, central, probabil că nu comentați, nu vorbiți sau sunteți într-o perioadă, dacă nu de tăcere, deși pentru unii cu această moarte, chiar de la început, probabil unii dintre voi a zis, gata, nu mai vreau, m-am săturat. Vorbesc ca fraiera singură, vreau să aflu adrept, adevărul, vreau să transform, să ne transformăm, vreau să împărtășesc din experiența mea, din inteligența mea, din calitățile pe care le am. Regina de spade, în general, e faină. Poate e prea vorbăreață, dar eu înțeleg că și eu sunt vorbăreață și am planete în gemeni și în balanță și în vărsător. Deci, vreau să vorbească deschis, unor prea deschis. Și acest personaj probabil că nu e obișnuit cu o asemenea deschidere și o asemenea îndrăzneală în abordarea unor subiecte, poate chiar și filozofice, da? dar foarte inteligente. Și atunci, ceva s-a întâmplat că pe voi va cam, așa simt, sim că v-ați cam enervat. Regina de spate, în momentul în care e invers, este foarte nervoasă. Deci face exact așa cum fac eu acum. Ce faci? Nu răspunzi? De ce nu răspunzi? Aha, a trecut o oră, a trecut o zi, a trecut o săptămână de când nu răspunzi. Și zici că mă iubești sau poate nici nu zici, dar știu sigur că mă iubești, știu sigur că mă dorești, știu sigur că e o energie karmică, karmică în sensul o întâlnire specială de destin cu roata norocului. că ne-am întâlnit să real să manifestăm ceva, da, să manifestăm ceva intens și totuși nu comunici, ești închis, hmm, ia să schimb eu macazul. Și uh, unele dintre voi sau unii dintre voi v-ați hotărât să schimbați macazul. Și eventual ați spus câte. Știți cum e. Spuneți înainte, suntem unii dintre, vo... dintre noi, dintre voi, în momentul în care plecăm. Eu îi înțeleg pe cei care spun câteva lucruri așa mai. Nu neapărat, nu, nu, prea nu, dure, nu folosim cuvinte urâte pentru că scădem o vibrație. Dar. Spunem acele cuvinte necesare ca să se trezească cineva că să se transforme. Deocamdată ei simt că între voi totul s-a încheiat. Probabil a fost decizia voastră sau a uneia dintre voi, dacă nu a voastră, a lor. Dar repet, stau și se gândesc că totuși sunt întregostiți, sunt, n-au ce să facă. Deci este iremediabilă această conexiune, atracție teribilă care, v-am zis, îi, îi trezește din orice apatie. Țin la voi cu patru de monede, dar țin deocamdată, deocamdată, țin și la stilul lor. Încă nu se pot deschide. Și totuși își doresc schimbarea cu roata norocului și în poziție bună. După cum vedeți, am folosit și cărți invers. În poziție bună. Își doresc schimbarea de energie și de situație între voi dar am zis ce simt față de voi. Simt că voi sunteți norocul lor într-un fel sau altul. Iubirea lor norocoasă. Șansa la o nouă viață pe acest pământ sau eu știu în ce alte vieți. interesant. Numărul 1 ce simt pentru ceilalți. Uf, ia uite, trei de spade? dar în poziție bună, adică chiar sunt trăniți. Ceva se întâmplă în cuplul lor sau în relația cu cealaltă persoană. Mai este o dată. De două ori, De trei ori și tai. Interesant. Începe cu doi de monede. Trebuie să aleagă între voi și cealaltă persoană, clar. Wow, doi de spade! I'm, I'm shocked. Fantastic, 3 de spade! Wow, diavolul! 6 de bute. Wow, deja am fiori! Nici nu mă așteptam la o diferență atât de mare! Un, o singură arcană și cea mai toxică dintre toate, diavolul! Și, dragii mei, nici nu simt că ar fi vreo obsesie sexuală, să zic, vreo atracție, dezamăgire total extraordinar, cinci de cupe în poziție normală, spânzuratul, au de făcut sacrificii, probabil, ai, 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 spânzuratul. Aici este trezirea lor, se trezesc, au trei vai, soarele, fantastic, ce stăream. Fui, nici nu pot să mișc mâinile de difior cum sunt electrizată în acest moment. Soarele este trezirea lor față de această relație în care au stat, sau sacrificat da? și au ajuns la lacrimi, nu și-au simțit sufletul vibrând în această relație. Uai, nu mă așteptam să fie diferența așa de mare. Eremitul invers, șapte de spade invers, acum sunt sincer față de ei, s-au păcălit, da? au pierdut alte oportunități. Au riscat la un moment dat și au pierdut speranța, au riscat în relație cu ei. Ă, celălalt a, fost, a avut o atitudine nebunească în relație, da? S-au vărsat cu pe lacrimi, s-au pierdut oportunități, poate chiar și în dragoste până acum, dar voi veniți, de ce simt nevoia să zic că ca un trăsnet, n-a apărut turnul, dar veniți ca un, așa simți nevoia, ca un trăsnet, pentru că este... Uh, Scorpionul, uneori, este foarte brusc ca și energie și îl asociez și trăsnetului. Trăsnetul pentru mine înseamnă vărsător și scorpion. Dar zis, aveți marcaj în scorpion, eventual. Aveți capacitatea să transformați viețile oamenilor, inclusiv pe acestei persoane. Și aici este trezirea lor. Eventual, pentru unii, cu acest uh, șase de bâte și soarele, nu ca în ceva cu ce din zodia leului, dar există și diavolul, da, există, uh, s-au trezit la realitate. măi eu stau, de fapt, lângă un narcisist, o narcisistă, lângă o persoană egoistă, care mi-a adus multă suferință. Uf, stați să iau o gură de ceai. E pentru imunitate și ca să nu mă, da, să nu mă afecteze energiile. Uf, plecați, plecați energii negative de unde ați venit instantaneu, acum hmm. ce simt pentru ei doi de bâte, doi de spade stau pe gânduri eventual nu prea mai vorbesc pentru că sunt foarte răniți ce simt pentru ei sunt foarte răniți compară cu doi de bâte compară, deși nu, nu e doi de monede, dar într-un fel sau altul conștientizează că se n-a răscut de zvânturi. În ce direcție merg? În aceasta veche în care m-am intoxicat sau intoxicat, da, au stat lângă o persoană foarte toxică. Poate posesivă, poate egoistă, cu șase de bâte. Uai. Nici n-aș vrea să stau prea mult pe această etalare persoana persoană care le-a adus multă suferință. Eventual, persoana i-a pus în triunghi amoros de-a lungul timpului și. Uh, știți cum e? Karma! Karma a făcut să apăreți și voi, acum, și într-un fel sau altul să-i pune și ei. E interesant că ați ales tot trei. Bine, acum asta e că așa se întâmplă când facem astfel, astfel de talări. Ar trebui să fie trei triunghiuri, da? Uh, ideea este. Huh, imediat vă zic ce am observat și la cercel. Uh, și e prima oară, deși sunt vechi, nici nu mai știu de când i-am mai purtat. Uh, dacă persoana respectivă, cu obsesii, cu adicții, cu cine știe ce comportament uh, foarte negativ, autoritar, poate cu șase de bâte să vrea să iasă în evidență sau să atragă atenția sau să facă doar ce vrea, da? să vorbească cum vrea și să rănească, să nu-i pese, dacă acel personaj poate și cu niște adic adicții sexuale, eu fi pus în triunghi amoros, acum, a am zis, karma face ca ei să pună în triunghi amoros pe acest personaj. Asta e. Să lavi. Așa e normal. Fiecare trebuie să, 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 simtă cum este. Dar după Nici nu trebuie, dragii mei. Cei care ascultați tarotul și vedeți. Și, nici, și chiar dacă nu aveți experiență în tarot. Vedeți ce diferență de cărți. Regina de spade o carte faină. A venit la voi pentru că voi sunteți exasperați. E, epui, nu e nu. Exasperați. Vreți discuții inteligente, discuții care găsesc soluții și nu ați avut? Da? Probabil că ei se reține, este. Poate le e și rușine. Poate aici este și problema, poate ei sunt cei care n-au discutat și atunci voi ați hotărât, ok, e atracție. Dar dacă tu stai în, în relația ta karmică și nu te schimbi, dacă tu nu vorbești și nu te schimbi și nu manifesti această atracție, completare și înțelegere care există între noi, atunci cum capăt? Și uite așa vorbesc un pic mai tare, nu tot timpul o să pot să vorbesc încet pentru că acum chiar că, wow, mă chiar, nu știu, e o, e o revoltă. Cum poți să stai, dar știu cum e, că și eu am, am trăit astfel de relații. Pe termen destul de lung. De-aia zic, când vin în, această, în acest context, pe acest canal, vin cu o experiență de viață în care vă înțeleg pe foarte mulți dintre voi. Dar pot să zic cum poate. Dar la un moment dat, nu știu, vărsătorul din mine, că am și eu acolo planete, ce oi mai avea, manifestorul din mine s-a revoltat și am zis gata, stop. Da, am acordat și eu șanse peste șanse peste șanse, dar nu stop. Și așa faceți voi acum în această relație. Însă, ce e foarte interesant, acum deja comparând și mai bine situația dintre voi și ei, simt că își doresc o împăcare. Roata norocului asta sugerează o împăcare, o renaștere. Și, de fapt, îndrăgostiți e o alegere importantă. Eventual, Alegerea importantă în dragoste, transformarea aceasta care duce într-o nouă direcție a destinului. Și eventual șase de băte poate să reprezinte dorința lor de a pleca într-o altă direcție, victorioasă, eventual spre voi, și să-i lase pe aceștia în spate. Și atunci, regina de spate poate să sugereze un divorț sau o separare de acest personaj. da? Și atunci trebuie să aleagă. Transformarea că de fapt este moartea vechii, poate să fie și moartea vechii relații și o nouă viață cu voi, pentru că aici, dragii mei, aici este un Eden, lângă voi se simt super fericiți. Pot să fie vulnerabil, chiar dacă până acum n-au fost. Vom vedea ce o să mai fie. E o etalare poate destul de scurtă, dar eu zic că e suficientă pe moment. Nici nu, sincer, nu, vă, nu, nu doresc să stau prea mult în aceste energii. Acum o să strâng cărțile și ce-ar mai fi să vă zic vouă? Ce-ar mai fi să vă zic vouă despre aceste cărți? Pentru că voi sunteți dragii mei, nu? Pentru voi fac aceste etalări. Hai să găsim o soluție. O soluție. Ia, o carte, o soluție în această relație cu voi, în acest context. O dată. De două De trei ori. Tăiem. O soluție în relație cu voi. să renunțe, iau -te, să renunțe la acele responsabilități, acea relație pe care, care -i consumă, știți ce înseamnă pentru mine, extraordinar, da? Și asul de monede. Să vină să ofere ceva stabil. Ia turnul, am zis de turn este, da? Va veni eventual trăsnet, așa cum s-a întâmplat și întâlnirea dintre voi. Ideea este, din câte văd cărțile, Acești personaj au... Aceste și pe Doamne, la ce ai? E, mai, mai, am și eu, mai am. Probabil că persoana respectivă mă influențează acum, într-un fel. Uh, după turn, iar apar niște tendințe de, spre exces. Cred că acest personaj are în sine, de aia și atrage, da și a atras relația respectivă, care are tendință spre exces. Spre Adicții, da, așa a tras relația karmică, spre obsesii, spre gelozii, ego, poate să fie și ego-ul lor care trebuie testat în acea relație, da? Sunt multe motive, da? Eventual, își doresc foarte mult o călătorie în care să renască, da? Trebuie să lase în urmă relația respectivă, să manifeste. Să, de, de fapt, turnul ar putea să fie așa, da? ar putea să lase brusc acea relație și să manifestați, să manifeste ceva nou, eventual să-și ceară scuze, să construiască relația dintre voi. Să vină înspre voi, eventual, și până vine, până vine, să vină înspre voi și să vă oferă acest as de monede și să renașteți. Opa, așa, să renașteți. Nu, nu le mai scot, că sunt prea multe. Ia uite, hai să le vedem. Da, vrea să vină trăsnet. Lasă în urmă persoana respectivă egoistă, geloasă. Da? Renunță. Regele și regina de spate, gata, se separă. Vrea să iasă din sacrificii. Și eventual, posibil cu regele de cupe, da, să se îndepărteze emoțional de acea persoană. Așa, și ce vreau să zic? Deci să vină să renască relația dintre voi și să ofere ceva stabil. Eventual, între timp, visează la voi. E obsedată. Persoana, persoana aceasta este obsedată de voi, dar repet voi sunteți pentru că ascultați tarot și aveți posibilitatea majorita... majoritatea, eu zic că cei care mă ascultă în principiu lucrează la creșterea lor spirituală și slavă Domnului că am astfel de ascultători și doresc cât mai mulți de astfel de ascultători ca să putem ajuta pe cei cu care intrăm în contact ce vreau să spun? Că la acest ce am observat, după cum vedeți, sunt două biluțe și un al treilea element. Da? Cred că biluțele acestea seamănă pentru mine cu niște globuri de energie. Globuri de energie care ar putea, ar putea să reprezinte și uh, cele două cupe. Sunt elemente rotunde. Cupele sunt rotunde, da? Jumătate, da? De calotă, de sferă, da? Și atunci. Simt că voi doi, într-adevăr, sunteți posibil gemene suflete perechi, da? Care trebuie să vă ajutați, eventual, să vă liberați de niște adicții împreună. Cam atât sper că v-a plăcut, da, da? Hmm? Ia, v-a plăcut? spuneți -mi. Acum, numărul 2. Cei care ați ales acest uh, talisman. Posibil între voi e un necunoscut. Ori nu cunoașteți foarte bine persoana, ori ei nu vă cunosc. Este ceva este ceva și totuși există e... e o lume care stă să se nască în fine, hai să amestec cărțile ups, 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 ups. Mm. aș vrea să amestec cărțile și invers da? nu vă mai speriați nu mă sperii nici eu, nici nu vreau să mă înlui ce cărți apar, ce simte pentru voi acest personaj Numărul doi. Ce simte pentru voi? Tai cărțile odată, de două ori, de trei ori. Valetul de spade. Doi de spade. Valetul de monede temperanța asul de monede. N-au curs, sunt triști, deci n-au curajul să manifeste. Ar vrea, vin foarte, deși, simt dorința să construiască, Da, este central valetul de monede și la capătul setului de cărți, cavalerul de monede. Ia uite, vai, ce frumos, ce simt. Simt că voi sunteți totul pentru ei, împărăteasa, ce poate, femeia divină. Ce poate fi mai impresionant, da? Ar vrea să construiască, dar se simt mici într-un fel sau altul. Am senzația că se complexează și nu poate să fie un personaj cu multe reușite. Dar, din niște motive, pe voi vă văd într-o poziție excepțională și ei se văd valet și cavaleri. Poate să fie și diferență de vârstă, evident. Poate să fie diferență de finanțe, dar nu știu dacă asta, deși e posibil. Da? E posibil. Dar își doresc, iau, își doresc să construiască ceva, dar vin foarte încet pentru că sunt triști, sunt depresivi, n-au încredere în ei. Și în plus, dragii mei, sunt nevindecați cu temperanța invers. Tu, cam dată, stau și se informează despre voi. Valetul de spade invers. Vă spionează, eventual, vă urmăresc pe social media, da? Cu doi de spade, clar, nu vorbesc. Probabil că voi ați blocat, poate și ei v-au blocat, unul și, alt, și unul și altul v-ați blocat. Da, a, tu mă blochezi, las că te blochezi și eu. A? În fine. Dar, central, simt că este. Foarte important să vină, să vorbească, să vă invite eventual undeva, pentru mine asta e o carte a întâlnirilor, sau unui telefon, a unui dar. Și totuși, temperanța invers. Ceva probabil din caracterul lor poate că sunt mai impulsivi și nu reușesc nu, să manifeste ce își doresc. Dar, totuși, temperanța invers o văd ca pe o, o problemă. E un dezechilibru emoțional, poate chiar și spiritual. Încă, încă, nu sunt nici pe aproape de poziția în care ar trebui să fie ca să poată să vină la voi împărăteselor, împăraților și împărăteselor. Așa se consideră ei. Evident că pot să fie total diferit de reste, ce simt ei și cum se simt ei. Nu știu, o senzație că nu sunt meritoși. Nu sunt meritoși, nu vă merită. Eventual, dacă au ceva de, de echilibrat, ori un viciu, ori o tendință, ori o rană sau, eu știu, niște traume să ne vindecate și atunci cum să se manifeste succesul în relație cu voi, dacă ei să ne vindecați, da? O să încerc să clarific la un moment dat, da? Curesc cărțile pentru numărul 2. Hai să vedem. O să amestec cărțile și invers, să nu vă speriați. dată 2, și tai. Hmm. Recina de bute invers interesant, 10 de monede invers. Oh. Steaua. Hmm. Asul de monede invers. Nebunul invers. Interesant că nici față de ei nu e cine știe ce. Iar sunt într-un moment în care trebuie să aleagă. Sunt într-un moment în care trebuie să aleagă. Doi de bute. Probabil că e o atracție față de acest personaj, dar e o atracție care. Regina de bute și valetul de bute în poziție normală și regina de bute invers. Dar cred că mai degrabă a fost atracție. Oricum, cu aceștia mai vorbesc, cu valetul de, de monede și valetul de spade, de, de bute. Cu aceștia mai vorbesc, se mai întâlnesc. Dar nu-i simt prea, prea vesel nici cu această persoană. Dacă o știți, nu o știți. Probabil că se întorc. E o tendință. E mai mult iau în îndrăgostiți. Invers 8 de cupe, invers 8 de cupe, invers de se întoarce. Ia uite, unde s-a oprit la 5 de spade conflicte. Conflicte mentale. Ce să facă? Probabil că merg în virtutea inerției. În, la, în relație cu acest personaj. De aproape, aproape terminată relația și cu acest personaj. Regina de bute invers. 10 de monede invers. Dacă o relație de lungă durată sunt pregătiți să încheie, da? Vor să înceapă ceva nou. Interesant cazul de monede a apărut tot invers și la voi și la ei sunt conștienți că trebuie să înceapă ceva nou, o nouă relație eventual cu voi, dar este, lucrurile sunt nemanifestate pentru că în acest moment steaua care reprezintă vindecare ca și temperanță, o altă formă de vindecare, este în poziție normală în, aceast, în acest context, în această relație. Sunt conștienți că trebuie să ce mai întâi. Aici este, mulțumesc mă de inspirație, să nu confundam lucrurile. Aici este. Mai întâi trebuie să vindece această relație ca să poată să vină în echilibru față de voi. Este o oarecare corectitudine, să zicem. Dacă familia îi influențează în relația cu acest personaj, încearcă să, da, să renunțe la influența familiei, tradițiilor, culturii. Dacă banii au stat la baza acestei relații cu acest personaj, renunță și la bani într-o formă sau alta. La moștenire, la ce mai fi. Regina de bâte invers uneori, este foarte geloasă, foarte posesivă și e mai, mai obrăznicuță ca stil, ca stil de lucru. Probabil că la un moment dat a plăcut cândva. Probabil că la un moment dat a plăcut cândva, dar acum, după cum arată cărțile, nu prea mai e conform căutărilor spirituale. Deci, relația karmică, poate că și întâlnirea cu voi, dar deocamdată stand by, e în stand-by, e în așteptare. Întâlnirea cu voi se dorește, clar, o întâlnire în care să se comunice, eventual să comunice despre lucrurile astea, pe care vi le-am împărtășit și eu. Dar aici este, cu câția, de ce se amână? Pentru că am, la voi va, a apărut împărăteasă, este mult respect față de voi. Repet, conștientizează că nu poți să vină oricum. Ar putea steaua să, să vibreze oarecum, zic eu, cum asta. Totuși o arcană majoră feminină. Steaua vibrează și cu temperanța pentru că sunt două cupe în lucru. Da? Și aici este lumină și aici este lumină. Și steaua și temperanța vorbesc cu îngerii. Nu simt că steaua reprezintă destinul lor, simt că reprezintă nevoia urgentă de vindecare, de familie, de aceste influențe. Poate că nu e nicio persoană, poate are tendința, acest personaj are tendința să se ducă cu femei ușoare sau cu, cu relații cu personaje, sau să aibă relații de scurtă durată. Da, uite, da, interesant, relații de scurtă, de scurtă durată. relații în care riscă și în care nu pot să manifeste nimic stabil. Dar, repet, tocmai pentru că la voi a apărut împărăteasa, cred că își doresc relație, dar, repet, ca să vă intre bine în cap, simt că această relație nu se poate manifesta până nu se vindecă. A doua sau eu știu cât o fi. Și familia. Familia participă iar la acest proces de vindecare. Nu că participă, nu. E, e, ca, e, pe subiectul eliberărilor. Da? Eliberare de adicție de sex, de distracții, de tendința de a cuceri și de a nu crea nimica, de a fi impulsiv și eliberare eventual și de tendința de obsesiile financiare de, de pentru bani, pentru familie, pentru moșteniri, pentru aia, aia. Însă, Da, la voi sunt cărțile mai triste. Există și un blocaj în comunicare. Există și un blocaj în comunicare între voi. Dar să nu uităm, repet, la bază este dorința de a construi și împărăteasa. Și aici este trebuie să aleagă, exact. Iar doi, iar doi. A, doi, doi, doi. Să nu uităm și pe acesta, da? Trebuie să aleagă. Au stat prea mult în zona distracțiilor, vedeți cărțile? Și nu s-au ocupat de sufletul lor pereche, de sufletul lor, da? Vor să iasă din tăcere. Dacă sunteți în tăcere, vor să iasă. Vor să fie cum? Să nu mai fie imaturi. Da, uite, ei sunt aici imaturi sexual. Adică, vor distracție, domnule. Asta înseamnă imaturi, nu că nu sunt apți, nu. Poate că sunt într-un contract, apropo de 10 de monede, poate un contract la locul de muncă sau... Poate sunt interesant. Poate sunt persoane publice, în fine. Dar ideea este că poate sunt marcați de zodia balanței unii dintre voi, da, dintre ei, dar, repet, cu. sau voi cu Venus și Justiția, unul dintre voi este balanță. În fine. Vor să fie maturi sexuale. Adică, vor să ofere altceva nici măcar cavaler. Cred că la o regină, la o împărăteasă, n-ai cum, cum, să vii decât ca o regină sau ca un rege. Sau, și mai frumos, ca o stea, ca un magician, ca un împărat, cum e deja prea mult împărat, sau temperanța în poziție normală, adică sunt și alte arcane, sunt și alte poziții, neapărat regi, regine, dar prin care poți să te manifeste în preajma unei împărătese, sau unei femei divine. Dar, dragile mele, folosiți-vă intuiția. Acum să dăm deoparte a doua persoană și să găsim soluția la voi. Soluție în relație cu voi. Soluția în relația cu voi. O De două ori. De trei ori. Tăiem și să vedem soluția. Nici mai știu. Cavalerul de cupe. Martea. Regina de cupe. Asta e. Am zis, eu vor să fie persoane mature din punct de vedere sexual, da? Față de voi era, era valetul de spade de bâte, scuzați, în bălbulea, de bâte invers. În relație cu acest, perso acest personaj sau alte personaje, regina de gâte invers, da? totuși, în relație cu voi, vor să fie maturi și din punct de vedere sexual. Regele de gâte poate să fie foarte stabil. Este creativ, vrea să abordeze situația într-un mod creativ, spectaculos, intens dar sexualitatea sa este asumată și poate crea dar evident că în alte condiții nu ca alți regi, da, emoționale sau Cu valetul de cupe invers și regina de cupe invers, încă trebuie să mai lucreze, încă nu sunt transformați. Oamenii aceștia cu temperanța invers și moartea invers încă nu sunt transformați, sunt în plin proces de transformare. Și soluția ar fi să renască în așa manieră încât să nu devină manipulator, dar cavalerul de cupe invers și regina de cupe invers îmi sugerează eventual unele tendințe manipulatoare, da? Să fie prea sentimental, prea romantic, prea exagerați de eu știu cum, da? Să nu-și țină, apropo, da, uite ce frumos, da? Să nu-și țină emoțiile în control pentru că vă destabilizează și pe voi, mai ales dacă sunteți suflete perechi, da? Deci, în primul rând, Aici este. Moartea invers poate să însugereze și. Da. Ia, clarifică moartea invers. Ah, uite. Vor să vină să vă cucerească cavalerul de bute și regele de bute. Hm. Pentru că sunt supărați, sunt depresivi. Știu că trebuie să aleagă. Știu că trebuie să se lupte pentru voi, da? Și să, să renunțe la toate aceste lucruri. Sunt stresați din cauza asta. Iar apare dorința de a renunța la familie dintr-un punct de vedere. Și lucrurile nu sunt încheiate între voi. Clar. Poate să fie și o distanță foarte mare care trebuie străbătută pentru unii dintre ei. Poate unii dintre ei sunt persoane publice și am văzut în continuare aici stea exact invers. Vor să vină cu pasiune, cu creativitate, cu încredere, dar să nu vină cu aere. Aere de vedete. Da? Una e să fii încrezător în ceea ce ești și alta e să fii, cu, să fii cu aere. Și aici probabil că nu întâmplător a venit o stea. Dacă sunt persoane publice, vedeți cărțile? Adică sunt într-un contract pentru bani, au tendința aceea de viață boemă. O viață boemă, da? Gen nebunul invers. O viață boemă în care nu au relații de lungă durată, da? Nici asul, nici zece de monede nu se poate manifesta, adică nimic de lungă, de un da? Iar flame-uri de-astea, scânteioare sexuale și cam atât. Clarificăm totuși moartea. Deci a venit invers. Deci a venit moartea invers. Aici este. N-au rezolvat, aici este. Adicția față adicția. Nu e adicție. Dacă sunt într-o relație de lungă durată, n-au încheiat relația de lungă durată, dacă sunt căsătoriți, dar cred că pentru un anumit număr de ascultători, 10 de monede să reprezinte tradițiile, familia din care vin, da? Care le creează mult stres. A, cum te poți duce? Dar clar, cu lumea invers, înseamnă că trebuie să, să vină de peste hotare. Și să rezolve problema. Nouă de spade. Aici este. Soluția. Pe care o caută și zi și noapte și încă nu o găsesc. Dar... Probabil că la Regina de Pâte, aici este interesant, da? Este a doua carte în această etalare. În procesul lor de vindecare de-abia sunt în faza aceasta în care trebuie să renunțe la familie, la tradiții, la cultură, la bani. Din acest motiv mai durează. Mai durează. Cine știe în cât timp. 10 de bute, conflicte... Da! Au renunțat la anumite responsabilități, dar încă mai au câteva. Încă mai au câteva și în principiu sunt destul de pregătiți să se lupte pentru acest nou început, dar mai durează. Mai durează. Acum eu să strâng cărțile. Și, dragii mei, trecem la următorul număr. Cei care l-ați ales pe și v și v ceva radiază între voi? Sau această relație vă provoacă creșterea spirituală cu cărțile pentru numărul 3? să că și cărțile invers, nu vă speriați. Numărul 3. Ce simte pentru voi numărul 3? Ce simte pentru voi numărul 3? Deci oricum, experiența pe care o căpătați în această relație va aduce creștere spirituală, de orice natură ar fi. Bucurie sau fericire, creștere spirituală. Acum, să iasă din tăcere? Vor să iasă din tăcere. Din probleme financiare sau problemele de cuplu care sunt între voi. O dată. două ori. De, trei ori. Regina de bute invers. Opa, regele de spade invers, 5 de cupe, luna și asul de monede. Și roata norocului e așa, că am simțit o nevoie. Da. Față de voi simt multă tristețe, niște regrete, o confuzie cu luna. Din punct de vedere emoțional, niște frici emoționale, ceva s-a întâmplat între voi, regina de bute și regele de spade invers. Dacă ați fost cândva un cuplu perfect, acum nu prea mai sunteți. Din ce motive? Ar trebui să clarific, dar, pentru că e talare colectivă, evident că variază aceste motive. Poate că uneori, le este dor de ceea ce a fost cândva, dar în acest moment simt nevoia să analizeze situația și eu. Bine, ar trebui clarificat, dar cărțile nu sunt în poziție normală a regele de spade și regina de, spade, de de bute. Poate că simt cu regina de bute invers că sunteți prea geluși, poate cu regele de spade că le vorbiți într-un anume fel. Voi știți, sau poate să fie invers, oricum, sunt lacrimi în această relație și nu se poate manifesta ceva nou. Poate e un alt personaj, regina de bute poate să fie și o altă persoană și simt că aveți pe altcineva. Și din acest motiv, regele de, de spade care teoretic ar trebui să fie în poziție normală este un, o, persoană, o persoană corectă, simt că nu sunteți corecți pentru că mai aveți pe cineva în preajmă. Regina de bute invers poate să reprezinte și, da, și atunci vor să schimbe. Ia uite, azi. nu vor să manifeste acest uh, nou început sau o relație de lungă durată. Sunt conștienți că nu se poate manifesta, vedeți cărțile, da? Pentru că există lacrimi și confuzie și eventual cu regele de spade și lună. minciunele uh, miciunele sau secrete sau secrete da? și atunci își închid ușa sufletului și a manifestărilor în această relație, o perioadă, până se rezolvă problemele. Poate că nu arătați atracția fizică, la fel cum așa cum și ar dori eu. Poate că nu aveți o altă persoană, dar nu vă arătați atracția, creativitatea, strălucirea, că tot vorbim de strălucire, nu o arătați. Din ce motive nu o arătați, voi știți mai bine. Da? Și vor să schimbe. A venit uh, roata norocului în poziție normală. Vor să schimbe energia. Și vor să renunțe la... Au un sentiment de trădare. Da? Am scos câteva cărți în plus pentru că au rușu să clarific, da? Un sentiment de trădare. Aici este. Aici este trezirea. E trezirea lor. Au senzația că fac prea multe sacrificii. Vor să nu se mai implice, că stau pe loc. Asta este ce simt ei. Ia uite... În acest moment s-au să de așteptat cu șapte de monede. Și pe această perioadă de timp, scurtă sau lungă, voi știți, vă întreb și vom vedea, nu prea vor să renască situația așa cum este. Este un 3. Este un trei. E posibil că, da, ați și ascultat această etală, e posibil să fie un triunghi amoros. Este foarte posibil, da? E uite, vor să renunțe, dacă a fost triunghi amoros, vor să renunțe. Li se, li se pare că dați prea mult prea multă atenție aceste regine de pute eventual și nu le dați lor atenție. Și aici este o, iar, regele de spade invers, e o atitudine nedreaptă. Sau, nu comunică corect sau uh, direct. Aici s-a venit invers, au ales. Nu vor să mai... Ia nu vor să mai fie în triunghi amoros. Hai să vedem. Pentru ei. Depinde unde sunteți, nu vă supărați. Încerc să, să spun adevărul. Nu pot să fiu tot timpul dulce și glumeață. Nu-mi plac, sincer, genul ăsta de etalări. Dar știu că unor sunt necesare pentru unii dintre voi. Și... Nu uitați că etalările simtă o perioadă de timp, am putea la un moment dat să facem, să vedem, sper să am timp în care o dată pe lună să facem acesta de etalare, să vedeți cum se schimbă lucrurile, cum își schimbă oamenii gândurile și sentimentele și înțele înțelegerea asupra unor lucruri. Da. Numărul 3 ce simte pentru cealaltă persoană. A trebuit să clarific la regina de vote, dar eu v-am dat câteva variante. Încercați să vedeți pe unde sunteți. Ia uite. Ia uite. Față de această persoană, a doua persoană, vor să fie sinceri, da? Și să analizeze Eventual simt că își găsesc liniștea și ordinea mentală. Interesant. Oricum, vor să fie sinceri și meditează un pic la relația cu această persoană. Nu se aruncă. Deocamdată, cel puțin patru de spade asta arată. Analiză. O analizează și pe a doua persoană. Și repet vor să fie sinceri. Ia. vor să renască ceva, să călătorească, chiar dacă n-au călătorit, n-au comunicat, vor să renască ceva cu ei. Ce simte pentru cealaltă persoană la numărul 3? O dată, de două ori, de trei ori. Da. Pare rău dacă vă fac să suferiți. 8 de cupe. Lumea. Valetul de cupe invers. 5 de bute invers. Am zis că o analizează. Și 7 de bute invers. O analizează și pe cealaltă persoană. Interesant, 10 de cupe. Da, triunghiul amoros în care ați fost, eventual, dar dorința de reciprocitate pentru a, pentru că această persoană le aduce fericire într-un fel sau altul. Da. Vor să înceapă ceva nou cu această persoană, cu as asul de spade, dar probabil că va începe în timp. Deocamdată analizează pentru că sunt uh, și au ars uh, mustățile, lăbuțele. Așa consideră, așa simt. Fără supărare. Nu sunt eu de Așa vin mesajele. Eu vă transmit mesajele. Deci. 8 de cupe invers. Dar e 8 de cupe sub regina de bute. Cred că vor să se detașeze de ce reprezintă regina de bute în relație cu voi. Dacă voi sunteți geloși, posesivi sau și au pierdut interesul, atracția față de voi Vor să lase în urmă, iau, cineva lasă în urmă. Vor să lase în urmă exact situația, da, lacrimile. În general, la 8 de cupe lasă lacrimile. Lacrimile le avem aici. Lacrimile confuze, cupele goale, da? Tot ce este invers, asta e, cupele goale, răsturnate, tot ce e invers, vor să lase în urmă. Deci vor să lase în urmă să înceapă o nouă lume, eventual. Dar deocamdată nu și exprimă sentimentele, nici nu se implică foarte mult, eventual au conflicte interne, nu se zbat foarte mult în această relație. Pentru că am văzut mai devreme. Am văzut mai devreme. Au de vindecat. Vor să se vindece eventual de ce se întâmplă aici. Da? Pentru că aici apare totuși o trădare, un sentiment de trădare, 10 de spade. Și dorința de a schimba energia. Deci mai durează. De aici vor să fie sinceri și cu ei, nu cu musai cu persoană. Vor să fie sinceri față de ei. Dom'le, dacă mai încep ceva cu altă persoană, îmi dau timp de analiză, de vindecare, da? Nu mi-arăt sentimentele de la început, valetul de cupe. Încerc să nu fiu imatur emoțional, valetul de cupe, da? Are tendința de a fi prea, prea ușor în exprimarea unor stări, da? Prea ușor sau prea copilăresc. Vor să fie maturi, Repet, nu, nu vor să aibă conflicte, dacă au fost conflicte între voi doi. Pentru că regele de spade și regina de bâte arată niște conflicte, fără supărare. Vă place, nu vă place, așa mi-arată cărțile. Dacă sunteți invers, asta e alegeți rândul al doilea, dar eu vă spun ce apare pe primul rând, da? În această relație cu cealaltă persoană nu vor să mai aibă conflicte, nici interne, nici să se zbată prea mult. Vor să poată să fie vulnerabili, da? Uh, șapte de bute invers, să nu aibă granițe personale. Și granițele personale le creăm atunci când cineva ne atacă. Și între regele de spade și de, bă, de regina de băte, eu cred că au fost războaie. Pentru că amândoi sunt în varianta lor negativ. Și atunci, iau, de iar apare. Da, iar nu vor să fie nici imatur emoțional, nici imatur sexual, pentru că posibil totuși, posibil să simtă dragoste sau persoana respectivă să aibă o vibrație, regina de cupe, persoana respectivă să aibă o vibrație, că vă place, că nu vă place, o altă vibrație, să, să aibă această capacitate să-i să vindece, să-i scoată din stagnări, din da? sacrificiile pe care ei simt că le-au făcut cu voi, cu, numărul, cu rândul 1, da? Și analizează, eventual, dar regina de cupe, chiar dacă nu este musai, o atrag. Da, nu vor să, să se bazeze doar pe atracția fizică, nici pe emoții de scurtă durată, vor lucruri profunde și, eventual, acest personaj are o, o maturitate emoțională, poate să fie un consilier pentru sufletul său, sufletul lor rănit, poate. Hai să vedem, îi dăm deoparte, totuși că așa am făcut la toți. Dacă vă sunteți aici, îmi pare rău, dar nu uitați că poate, dragii mei, poate voi vă simțiți strădați și voi vreți să schimbați energia, dar că ceea ce simt pentru voi, poate simt că voi vreți să schimbați energia, că vă simțiți strădați, e foarte posibil și așa. Este foarte posibil, vedeți unde sunteți, pentru că sunteți un colectiv. Poate voi nu mai vreți să manifestați. Da? Un nou început. Dar, față de cealaltă persoană, există dorința de a începe totuși ceva nou, de a lăsa în urmă trecutul și de a începe ceva nou. Hai să vedem. Totuși, soluția față de voi. Ce spun cărțile? Ia uite, trei de monede. Să nu vă mai implicați nici voi, nici ei. Să nu vă mai faceți griji. Să vă eliberați. Soluția. Hai să coloc. Extraordinar! Magicianul și regele de cupe, dar invers, manipulare emoțională. Eventual manifestați detașare emoțională. Nebunul invers. Cărțile acestea magicianul lângă aceste cărți arată manipulare. Nu vă mai păcăliți, dragii mei, nici voi, nici ei, iar reg, cavalerul de cupe invers. Ea ia clarifică magicianul. Deși e evident ce înseamnă, da? Dacă ar fi să manifeste ceva acum, ar fi manipulatori. Și nu s-ar manifesta zero corect, da? Începutul sau împăcarea. Ar fi un risc și ar fi o nebunie. Nu păi, știu, vă place, nu vă place, eu încerc să spun adevărul nu îmi place asta să asculte povești? Am și povești, da? Aici e o iluzie. Magicianul 10 de cupe. Hm. Împăratul e invers. Împăratul e invers înseamnă dorința de control a cuiva. Clarificăm 10 de cupe, te rog frumos. Clarificăm 10 de cupe. Te rog 10 de cupe. Pentru numărul 3. Regina de cupe invers e o iluzie. Regina de cupe și regele de cupe vă manipulați unul pe altul. Zero. Mai ai ce soluție? Fără supărare, împăratul este invers. Dorința de control a cuiva. Oricineva nu se poate detașa de această dorință de control. Eventual, dacă sunteți căsătoriți, iar cu mare Preot, vai că țineți la căsătorie mai mult decât e normal. Este, îmi pare rău, dar ar trebui să fac și genul ăsta de italere cât v-a plăcut, mai ales la numărul 3 vom vedea cât de sinceri suntem sunteți eu am citit energiile v-am căutat și soluții până la urmă deciziile vă aparțin v-am citit cărțile pentru soluții și asta e vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pupa, pa